Depozitul Crucii Roșii Dâmbovița la un pas de a fi cuprins de flăcări. Pericol de incendiu la sediul filialei județene de Cruce Roșie Dâmbovița, un tomberon de plastic aflat în curtea interioară, lângă ușa depozitului s-a aprins, arzând în totalitate flăcările, extinzându-se și la ușa din lemn a depozitului. Intervenția promptă a pompierilor a făcut ca focul să nu ajungă la acoperișul clădirii. Martorii spun că au văzut o flacără foarte mare și un fum gros și imediat au sunat la 112. Au flăcări deja. La fața locului au sosit două echipaje de pompieri care au reușit să stingă focul înainte ca acesta să se extindă la acoperișul clădirii. Ușa depozitului a fost distrusă în interior, existând mai multe recipiente din plastic cu vopsea. Probabil de la un moc de țigară care a fost aruncat în tomberon. Altfel, altă explicație nu există. Și nu știu persoana respectivă care a anunțat, dar probabil că mâine, poimâine o să o aflu. Am înțeles că este o femeie și o să-i adresăm mulțumirile de rigoare pentru anunțul făcut la 112. Și de asemenea, promptitudinea cu care am văzut că pompierii au venit rapid, altfel cred că se întâmpla o nenorocire care nu vreau să mă imaginez. Aveați multe butoaie cu vopsea acolo. Nu, butoaie, sunt niște bidoane mici de vopsea, vreo 10 bidoane care, mă rog, dacă Doamne ferește se întâmpla și alte lucruri care le avem în depozit și alte și alte. Detașamentul de pompieri Târgoviște a intervenit cu auto specială de stingere cu apă și spumă pentru lichidarea unui incendiu, izbucnit la un container de plastic, cu extindere la acoperișul unei anexe. Cel mai probabil incendiul a fost provocat de o țigară aruncată nestinsă, însă polițiștii împreună cu pompierii au demarat o anchetă pentru a stabili cauza incendiului.